Dragii noștri, în cea de-a doua parte a emisiunii Daruri Muzicale, o sărbătorim pe frumoasa Cosmina Lupu alături de prietenele și colegele ei dragi. Am avut o primă oră de povești, de cântece frumoase, cântece de dragoste, am auzit la Georgiana, cântece de joc, de voie bună, nu așa cum se cade la o adevărată petrecere, Cosmina, nu? Da. Cum te-ai simțit așa până acum? Foarte bine. A fost ok, da? Da. Ei, de acum încolo e și mai și, nu? Pentru că mai avem și melodii pregătite pentru dumneavoastră, așa cum am spus, melodii una și una. Cosmina, o să mai stăm așa puțin de vorbă. În ce clasă ai spus tu că ești? Că am uitat. A șaptea. Ți-ai făcut așa planuri pentru viitor? Când stai tu așa singurică și te gândești, mă, ce o să mă fac eu când o să fiu mare? Ia zi. Momentan nu prea, dar cu timpul sigur. Dar nu ai așa ceva, știi? Repet, spun asta în foarte multe emisiuni. Fetițele când sunt mici așa și se joacă cu păpușele acolo și când întreabă mami, ce vrei să te faci când vei fi mare? Doctoriță sau artistă sau dansatoare sau așa, nu ai avut așa nicio... Ei, nu! Sunt polițistă. Te-ai gândit la așa ceva? Da. Am zis, tot grupul Mărgăritare, polițiști. Polițiste, mai polițiste. Bine. Da. Știi cum, Liliana, am luat-o un pic mai înainte. Este bine copilul să viseze la ce își dorește. Bineînțeles. Acum, adevărul este când ajunge la moment își dă seama. Dar, iarăși, respect către părinți că știu să-i susțină, să-i ajute, să învețe și pictatul și sculptatul. Și dansul și muzica este foarte bine și felicitări părinților. Tot ceea ce ține oricum, de artă. Până la urmă Cosmina o să hotărască, că degeaba părinții o să insiste, e știut. Da, și ei își ocupă timpul așa într-un mod foarte plăcut și frumos, cântând și studiind, aflând din tainele folclorului. Referitor la frumosul folclor, am avut copii care au zis că ei nu o să facă, dar nici nu prea ar fi vrut să vină. Până la urmă au zis, doamna profesoară, dar atât de frumos costumul ăsta că n-am cum să mă lăs de cântec. Adică vezi cum una cu alta foarte bine se adună și se face frumosul ăsta da. Nostru. Cosmina, pe lângă pasiunea asta de a cânta, ce mai îndrăgești tu așa? Ce mai faci tu în timpul liber? Mai fac dansuri populare la ansamblul Salonescu cu domnul profesor Alin Chiorescu. Dansuri moderne cu domnul profesor Dicu Constantin. Clapa cu domnul profesor Ion Oloieru, care pe această cale îi mulțumesc foarte mult pentru... tot. Îți cam ocup timpul așa cu pasiunile tale, iată, și cu învățatul, mai ai timp așa pentru a ieși cu prietenii, cu colegii în oraș, la... Chiar cum vă distrați voi? De obicei ieșim prin oraș sau ne mai întâlnim. Da, să zicem că acum, să zicem luna asta, că până acum am cam stat în casă, că așa a fost regula. Frica este, adică trebuie să respectăm niște reguli care ne sunt puse, pentru că altfel s-ar întâmpla un haos în țara noastră și e bine ca să respectăm regulile. Da, și din păcate și activitățile noastre au fost afectate, de exemplu, iată, ei care fac muzică n-au mai putut participa la acele concursuri, care înainte au fost foarte mulți dintre elevii tăi și acum să cu rezultate că, bune. O să ne susțină timpul care vine, sperăm să nu se înceapă războiul. Mi-e frică și am zis, de frică am zis. Dar sperăm că o să înceapă de acum festivalurile și concursurile acestea live, care copiii ar trebui să meargă. Sunt foarte bine emisiunile dumneavoastră, sunt foarte bine alte televiziuni care promovează folclorul, dar cred că este foarte bine pentru ei ca să exerseze nu numai cu profesorul, dar și cu publicul. Și vreau să zic că sunt foarte
bucuroasă că pe data de 6 martie la Overtura Mall avem un spectacol cu grupul nostru Mărgăritare. Cine dorește, vă așteptăm cu mare drag. Acolo sigur o să cânte și Cosmina. Da, am constatat la ele așa o ținută scenică ireproșabilă, pentru că tu ai grijă de toate aceste lucruri, ca ele să se prezinte cât mai bine și mai frumos în fața publicului. De altfel și la emisiunile și la filmările ce le organizez, totul este impecabil. Eu aș dori să fie cu mult mai bine și cu mult mai frumos, doar telespectatorii trebuie să înțeleagă că de exemplu, noi ne așezăm Catrința, Poala, Cămașa, suntem perfecte, bine aranjate. Ei, ne-am așezat, fără ca să vrei, să trage. Așa este Catrința. Cine nu știe, să încerce o Catrință, să o îmbrace, să umble prin oraș vreo, să zic, o oră, două, să nu zic o zi întreagă. Și o să vadă. Cosmina, ai un obiect preferat? Da, muzica. Dar te faci polițist. E bine. Dar un model de artist? Sincer, sau un doamna Claudia Oloiru. Un artist preferat. Ce îți place cel mai mult la dumneai? Felul cum lucrează și cum ne atrage spre muzică. Eu am să te rog, mulțumesc foarte mult, dar am să te rog să nu uiți niciodată ceea ce am învățat noi un an în urmă, toate zonele folclorice, artiștii consacrați, tinerii artiști care respectă folclorul și pe care trebuie noi să-i respectăm. Da, iată, mulțumesc pentru, dar sfatul este frumoase. Pardon. Chiar astăzi am avut o oră și încercam să explic că în fiecare zonă folclorică este câte un artist și din fiecare zonă folclorică noi am învățat câte un cânticel. Aici vreau să zic mulțumesc celor care, să mă exprim așa mai ușor, care mai aruncă câte un negativ pe internet ca să putem noi să rămânem în zona aceea folclorică. Ca să înțeleagă copilul, să simtă stilul acela de muzică a zonei respective. Da. Și să înțeleagă și artistul. De ce Sofia Vicoveanca cântă așa? De ce Laura Lavre cântă așa? De ce Nicolae Săbău cântă așa? Sunt niște lucruri care trebuie să, dar doar cântând o să le înțelegem. Teoria nu se prea pupă cu practica. Da. Așa că noi respectăm practica. Ce-ți place ție mai mult? Care parte a orei de la canto îți place ție cel mai mult? Ora de și solfegii când mai făceam și ora de clapă, cam toate. Mai ai frați, Cosmina? Nu. Ești singurică? Da. Ui, cum e să fii singurică la părinți? Bine. Ți-ai mai dorit așa un frățior? Sau ai tânjit că nu mai ai un frățior așa cu cine să te joci, cu cine să te cerți? Da, am mai fost mai înainte de genul. Cum a fost cum e copilăria ta? Că încă ești copil. Încă ești un copil. Foarte frumoasă. Dacă ar fi așa, bine că tu mi-ai spus, a adresat cuvinte frumoase părinților tăi. Cum simți tu dragostea asta a părinților? Cât o să apropie dragobetele și vorbim de dragoste. Ca să nu te ducă doamna Liliana așa într-un ungher, ca să nu știi cum să ieși de acolo. Știe foarte bine, doamnă, diferența de dragoste către părinți și dragobetele pupă fetele. Așa că tu alege dragostea care vrei să o explici. Cum înțelegi tu dragostea pupă fetele sau dragostea către părinți? Alege-o tem. Poftim. Dragostea spre părinți. Și cum o înțelegi? Cum o simți? Păi ce poate fi mai frumos decât și mai bun pe lumea aceasta să ai parte de niște părinți nu iubitori și grijulii care au grijă ca ție să nu-ți lipsească nimic și totul să se întâmple așa cum îți dorește inimioara ta. Ce cuvânt ai egala dragostea? Un alt cuvânt pentru părinți. Hai să o ajutăm să nu o lăsăm. Să nu o lăsăm bine. Să... Da. Așa, bineînțeles, asta este fericire. Sigur, ești fericită, așa, sigur. Respect. Da, asta pentru că Iași a mai organizat aici zilele de naștere și îi cunosc foarte bine pe părinții ei și nu pot decât să-i felicit și să le mulțumesc și eu pentru tot ceea ce fac pentru fetița lor.
Ești o bună dansatoare, nu? Cred că te țin minte și de la când ați venit, voi erați așa, cam așa erai de statură. Așa. Ești o bună dansatoare, atunci un instrumentist, faci de toate. Acasă o ajuți pe mami? Da. Da? Te bagi în bucătărie așa lângă mama? Da. Nu știu, ce-ți place ție să mănânci din ceea ce face mama? Sincer, ciorba. Da, la noi, în Moldova, ciorba e pe primul loc. Și fata care știi să faci ciorbă? Așa, cât un pic, că mai ai timp să înveți până o să te măriți, e timp să înveți. Adevărul este că la ziua de astăzi, cam, cred că bărbații mai mult fac ciorbă. Bărbații bucătăresc? Ia uite-te aici, vezi? Dacă nu-i polițist, e artist. Și cine face ciorba? Cel care stă acasă. Cel care stă acasă. Da. Ai așa o legătură puternică cu fetele și, da, cu tine, da, Claudia, da. Vorbesc și, uite, înflorești și întinerești fiind înconjurată de... Așa ai, uite, că fetele aprobă și... să trecem, să mai lăsăm un pic să-i treacă emoțiile. Spuneai tu un cântec cu ce tocmai l-ai cântat. Am zburat de la vatra părintească. Da, ai zburat de acum foarte, foarte mulți ani și ai făcut ceea ce ți-a plăcut. Vreau să zic că am mai zis în emisiuni și mă mai repet, dacă n-ar fi copii ăștia, probabil ar fi foarte apăsător străinătatea. Chiar de 20 de ani suntem în Botoșani, de 20 de ani lucrez cu copii sunt diferiți, doar știi că 5 degete la mână și tot nu sunt la fel. Dar mi-e dragă să lucrez și probabil aici și este tot secretul frumosului, că ei sunt diferiți cu fiecare în parte. Credeți-mă că fiecare în parte mi-e drag în felul lui. Ca o mamă care își iubește copiii. Oricum, eu am copiii mei, dragostea este diferită, printre alte dragoste, iar și vorbim de dragoste. Doar că, nu știu cum să zic, aceste domnișoare care au fost și care o să mai vie, le iubesc la fel de mult cum iubesc folclorul, cum iubesc muzica. Pentru că eu fără muzică cred că n-aș putea trăi. Și voi vă completați foarte bine. Da, așa că eu vă iubesc foarte mult pe voi, pe Cosmina. Sunt foarte mândră de dânsa pentru că am avut perioada asta mai urâtă. Am mai stat acasă, plus vocea Cosminii s-a schimbat un picuț. Acum, de anul ăsta, am luat-o așa mai în putere și mai în casă. Da, timpul ne presează. O să te rog, Cosmina, să te gândești la un mesaj pentru cine vrei tu, pentru oamenii care te-au ajutat, pentru părinți. Așa? Iar tu, Claudia Oloieru, așa să spui un mesaj de încheiere în numele tuturor, pentru că nu mai avem timp să mai treacă microfonul pe la fiecare. Doar dacă o facem foarte scurt. Nu. Așa, o să vorbească doamna profesoară în locul vostru. Atunci să vorbesc eu. Dragii mei, cred că ce o să zic eu acum o să fiți de acord. Mâine este ziua lui domnul Ion Oloieru, care mi-e dragă de voi, eu lucrez cu voi, dar cred că el este cel care pune baza unei melodii. Această melodie trebuie gândită, filtrată prin suflet și haideți cu gândul bun și cu puterea aceea de copil, gândul pur, curat, să-i transmitem mulțumiri și să-i dea Dumnezeu sănătate cât mai multă. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne primiți de fiecare dată, chiar dacă venim mai răruți, dar și mai drăguți. Sperăm anul ăsta să ne vedem mai des. Următoarea emisiune care o să fie, acum sperăm Cosmina să-și facă cânticelul țărănească aia frumoasă. Dumneavoastră să o apreciați, vreau să zic cânte cu ei, să îl apreciați și printr-un mesaj. Văd aici, avem un ecran în față și scrie tot un număr de telefon. Dacă aveți numărul ăsta de telefon, sunați. Aplauzele dumneavoastră, gândul bun, noi îl simțim, dar am fi vrut cumva să ne bucurați cu mult mai mult acești copii care cu adevărat muncesc și credeți-ne pe cuvânt că nu este atât de ușor să faci un cântic, dar să-l cânți și să-l aduci în fața dumneavoastră. În fața publicului, așa este. Da. Așa este. Sperăm că seara asta v-a plăcut și să ne mai vedem.
Doamne ajută! Hai, Cosmina, pentru că tu ești personajul principal, ești sărbătorita noastră din această seară. Te rog! În primul rând vreau să-i urez un sincer și călduros la mulți ani lui Ion Oloieru. Și vreau să dedic toate aceste melodii familiei, nașilor, bunicilor, străbunicii, prietenilor și tuturor care ne urmăresc. Să trăiești ani mulți și fericit, să dea Dumnezeu să fii fericită, să faci în viață ceea ce îți place ție și ceea ce îți dorești tu. Să fii... Vreau să le mai mulțumesc și tuturor copiilor care au venit astăzi la ziua mea și sunt alături de mine. Am petrecut frumos o oră cu cântec și voie bună. Ferește că toate gândurile voastre pleacă acolo acasă, la părinții voștri, vorbesc de celelalte fete, la părinții voștri, la profesori, la toți cei ce v-au ajutat. Claudia, te rog să-mi dai și mie voie. Îi spun și eu un la mulți ani domnului Ion Oloieru. Multă, multă sănătate și putere de muncă, pentru că fiind dirijorul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor de ceva vreme, se cunoaște deja o mână forte acolo. Mulțumesc mult. Da, se cunoaște marea schimbare în bine. La mulți ani și multă putere de muncă. La mulți ani, Cosmina Lupul. Mulțumesc vouă, dragilor, pentru prezență. Mulțumesc, Claudia Oloieru. Și vreau să spun, domnul Ion este un suflet mare și muncitor. Este într aceeași zodie cu Cosmina. Adică vedem de acum viitorul care o să ne-l arete Cosmina la fel de muncitoare harnică cum este și domnul profesor Ion Oloieru. Da, ne bucurăm încă o dată, ne bucurăm, Cosmina, că te-ai simțit bine. Vă mai aștept și cu alte ocazii, vă mulțumesc, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc dumneavoastră, dragilor telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Încheiem emisiunea cu cântece frumoase aduse în dar de acești minunați tineri.
Mă strânge la piept cu doror.
vrea și să arde să facă scrum. Da, eu să vă cânt acum și mai mult, am să vă spun. Bursuia verdica, iarba, da, eram, da, eram, tir, 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 da, și nu-mi fac tătiți deja, ba, da, eram, da, eram, tir, tir, da. Și-am tăstat și m-am gândit, da, eram, da, eram, tir, 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 da, mai gini să joc să cânt, da, eram, da, eram, tir, tir, da. Ca șamioză și mămuța, tir, 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 ho, să nu mai tacă gurița, tir, 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 la, să cânt, să fac veselie, tir, 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 ho, unde-s oameni de omenie, tir, 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 da. Și ai și-o de lumii multe, dau și-o eu, dau și-o sută, să fac astfel la până eu și să cânt. Azi, măicuță bună, mâinile țărut, ce s-a atât de arse ca oala de lut, mâinile trudite, ce n-au legănat, ce n-au strâns în brațe și n-au mângâiat. Un fecior ca bradul și două costânzene, bucură, măicuță, azi zilele tale. Să-i dai, Doamne, mamei sănătate multă, că și azi ne face viața fericită. Trei inimi curate cu același sânge, cu dragoste multă și-n pieptul tău curge. Și le ierți toate pentru fiecare
lași în parte. Spune tu, măicuță, spune cum mai poți așa multe griji pe umeri să porți. Un fecior ca bradul și două cosânzene. Bucură, măicuță, a zilele tale. Să-i dai, Doamne, mamei sănătate multă, că și azi ne face viața fericită. Trei inimi curate cu același sânge, cu dragoste multă și în pieptul tău curge. Pentru noi, măicuță, ești icoană vie, iar noi pentru tine noroc și mândrie. Este iarbă verde, tare eram tantidrida, dar țărănească nu s-a pierdut, tare eram tantidrida. Bate spasul mai vioi, tare eram tantidrida, dar ține moldovean ca noi, tare eram tantidrida. Muzică încântat cu foc, că am venit a Iisus joc, n-am venit să stau pe loc, tare eram tantidrida. Muzică încântat cu foc, că am venit a Iisus joc, n-am venit să stau pe loc, tare eram tantidrida. Haideți, fetilor, la joc! Ui, n-așteptați ca să vă rog să facem iarba pe loc. Zi mai zi mai Nicolai, tare eram tantidrida, azi pe strune și mai stai, tare eram tantidrida, că scripuța ta adună, tare eram tantidrida, dar suflet e cu voi bună, tare eram tantidrida. Țărănească să pornim, de două ori chiuim, și zucăm fără să oprim, tare eram tantidrida. Țărănească să pornim, de două ori chiuim, și zucăm fără să oprim, măi! Țărănească joc, nu șagă, și te lasă fără blagă, măi! Și tuba de costică, tare eram tantidrida, am învârtică s-o șurică, tare eram tantidrida. Nu sta cu capul plecat, tare eram tantidrida, cât îi fac de râs în sat, tare eram tantidrida. Că eu bat apa și strâng, pe vârf urma tot ridic, și n-am teamă de nimic, tare eram tantidrida. Că eu bat apa și strâng, pe vârf urma tot ridic, și n-am teamă de nimic. Frunză, soară, cireșucă, nu ca ta, că-s mititică, la zoptare, s-o șurică. O luacă la strânsură, tare eram tantidrida, atât o mui bun de gură, tare eram tantidrida. Știi cum să cheuiască, tare eram tantidrida, să o chin ca să pleznească, tare eram tantidrida. Și-apoi verde calipanu, că-i așa tot moldoveanu, pancă n-o juca tătanu, tare eram tantidrida. Și-apoi verde calipanu, că-i așa tot moldoveanu, pancă n-o juca tătanu, măi! Zi-ți cât care-i mai miscat, da țărănească-i de jucat. Hai, da și mai zi o leacă, zâi că lumea încă joacă, zâi scripcarii, zâi, zâi! Mai ușor, barișor, bariță, să cântăm cu drag și dor, barișorul meu. Voi bune să facem, barișor, bariță, cu lumea să pitreșem, barișorul meu. Hai, așa-i place omului să-și petreacă viața lui, tot cu cântic și cu joc și dragoste cu mult foc. Tu le-i zici și cu scripuța, bădișor, bădiță, eu le-i zici și cu gurița, bădișorul meu. Să nu stăm, să nu tașem, bădișor, bădiță, și-mi fi plac să le facem, bădișorul meu. Hai, e că lumea și pământul omului îi place cântul, și chiar da fi supărat, la joc toate le-au uitat.
numit ciocul nostru, cine-l știe, Badișor Badiță. Viața un noroc să-i și bădișorul meu, jocul să-i dea sanatate, Badișor Badiță, ca să-l ducă mai departe, bădișorul meu. Ai, jocul nostru strămoșăs din neamul moldovinesc, să trăiască al meu neam, fița mea din moldovean. De când jocul a început, nimeni nea nu m-a întrecut și nu m-a oprit deloc, să rămân singur în joc. M-a învățat mama de mic, Badișor Badiță, la joc stă și ușurică, bădișorul meu. Când sunt tare frumoșă, că Badișor Badiță, și la gură nu am frică, bădișorul meu. Ai, mi-e drag să joc și să cânt, de când mama m-a făcut. Eu tot joc și strâng din gură, pare-am cânt în prima sur. Cine nu joacă cu mine, cu atâta o rămâne, că eu tot cânt și tot joc și eu am în viață noroc. Aș fi în zâmbă
Dumnezeu. Mai departe sfatul grijuliu cu minte, viața toată am să-l țin minte, chiar de sunt sora mai mică. Te rog, frate, să n-ai frică, că nu ești singur pe lume. Ce-ți vrea bine, tu ești îngerul meu păzitor. Te-o iubi, frate, până-am să mor. Nu știm cum ne-o soarta, tu într-o parte, eu în alta. Viața de ne-o străina of, sângele tot ne-o lega of, că suntem frați dintr-o mamă și crescuți de bună seamă. Și cât greu ne-o fi să fie, noi să fim de omenie. Lângă tine, frățiorul meu, parcă-aș fi în sânul lui Dumnezeu. Tu ești îngerul meu păzitor, te-o iubi, frate, până-am să mor.
tarararam, tiridiram. Că acolo e lume, cântișii și glume, și bătrânii cu vorbe buni, tarararam, tiridiram. Fetii mândri și flacăi, tarararam, tiridiram. Și părinți dași buni, tarararam, tiridiram. Joacă hora-n pas de doi, tarararam, tiridiram. Așa ca în sat la noi, tarararam, tiridiram. Și neamul eu viță aleasă, ca firuțul de acasă, o jucătora frumoasă, măi! Și la nuntă, și la placă, și la ore, s-o jucăm la hram și nunt, tarararam, tiridiram. Ora îi lasată să-și e jucată, de tot neamul la olalt, tarararam, tiridiram. Lângă tot omul de rând, tarararam, tiridiram. Eu joc ora și o cânt, tarararam, tiridiram. Lângă gospodarea avuți, tarararam, tiridiram. Și din inimi întrecuți, tarararam, tiridiram. Că noi știm ora s-o jucăm, de nimeni frică n-avem, că ne-am trecut careva și mai gine a juca. Nu lăsa să treacă floarea și-i de fragă, și mândruța și tăi dragă, tarararam, tiridiram. Lângă tine, bădișor, tarararam, tiridiram. Îți capa să ia în zbor, tarararam, tiridiram. Numai tu știi să mă învârț, tarararam, tiridiram. Și gurița să-i saruți, tarararam, tiridiram. Și ora și pe badea-n eu,